Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, copreședinte PNL filiala județeană Suceava, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că sondajul făcut în municipiul Suceava a fost încheiat, iar rezultatele conferă câștigătorului dreptul de a fi singurul candidat din partea PNL la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din vara anului 2016. Trebuie menționat că sondajul a cuprins aproximativ 1100 de persoane din municipiu cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani și a fost realizat în perioada 30 iulie-8 august 2015 pe două teme importante. L-am terminat. După cum vedeți, este vorba de un sondaj făcut în municipiul Suceava de firma Majoritas, care a avut mai multe puncte de interogare. Când spun mai multe, mă refer la două. Primul punct al sondajului s-a referit la notorietatea proiectului Suceava Capitală Culturală Europeană. La întrebarea dacă populația Sucevei are cunoștință sau a auzit de acest proiect, vreau să vă spun că 78,8% au răspuns cu da, cu nu au răspuns 20,2% și cu nu știu nu răspund 1%. Ceea ce îmi spune mie foarte clar că am avut dreptate în ceea ce privește proiectul Capitală Culturală Europeană. Este un proiect care interesează, este un proiect de care sucevenii au cu adevărat nevoie. Este un proiect pentru care merită să lupt în continuare și merită să luptăm toți în continuare, pentru că, așa cum am mai spus, are beneficii nu neapărat doar la nivel cultural, ci și la nivel de financiar, economic, pentru toate păturile sociale. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, copreședinte PNL, filiala județeană Suceava, a amintit despre invitația pe care le-a făcut-o sucevenilor de a merge gratuit la piesa de teatru Conul Leonida față cu reacțiunea, care se va juca vineri 21 august de la ora 19 la Casa Culturii Suceava. Am inițiat în slujba acestui proiect un proiect mai mic, și anume teatru gratuit cu intrare liberă pe bază de invitație de pe Facebook-ul meu. Vreau să vă spun că de ieri la ora 10 până astăzi la ora 10 aveam deja reținute 326 de bilete, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din capacitatea casei de cultură. Deci iată numai într-o singură zi cam ce efect a avut. Ceea ce îmi spune mie încă o dată că am avut dreptate și că sucevenii sunt doritori de cultură și tocmai de aceea este posibil să prelungim acest spectacol și a doua zi, să mai avem o reprezentație a colegilor noștri de la Botoșani. Al doilea punct important al sondajului se referă la diferența dintre deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și contracandidatul său Ioan Balan. Ștefan Alexandru Băișanu are o notorietate de 90,3%, Ioan Balan o notorietate de 81,3%, ceea ce îmi spune mie că, raportat la domnia sa, stau mai bine. Sucevenii au fost întrebați și dacă ar merge la vot. În cazul în care alegerile s-ar desfășura cât mai curând posibil, populația răspunzând în proporție de 75% că s-ar prezenta la urne. Totodată, oamenii au fost întrebați cine ar fi mai potrivit pentru fotoliul de primar dintre Ștefan Alexandru Băișanu și Ioan Balan. Cetățenii au fost întrebați dacă ar fi să alegeți între Ștefan Alexandru Băișanu și Ioan Balan pentru funcția de primar al municipiului Suceava, care considerați că ar fi mai potrivit. Ștefan Alexandru Băieșanu are 36,3%, Ioan Balan are 27,1%, nu știu, nu răspund, 36,6%. Deci, iată, am un ecart, sunt în fața lui cu astăzi cu 9,2% procente, ceea ce îmi spune mie că Partidul Național Liberal are un candidat pentru primărie. Și rog toată presa să rețină foarte bine această diferență de 9,2%, pentru că ea nu numai că se va menține, dar sunt convins că prin muncă și prin seriozitate, prin ceea ce sunt și suntem, vom reuși să adăugăm puncte care să ne detașeze și mai mult de colegul meu.
Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu a mai adăugat că firma care s-a ocupat de sondaj este una serioasă, care se ocupă de alegeri nu doar în România, ci în multe alte state din lume. Totodată, copreședintele PNL, filiala județeană Suceava, a subliniat că a ales metoda sondajului cu operatori prin telefon, deoarece este una mult mai sigură. Computerul formează sute de numere ipotetice de telefon pe secundă, iar când calculatorul validează un număr, obligat și operatorul este activat în cască. Eșantioanele demografice sunt strict atinse de sondaj. După finalizarea eșantioanelor, persoanele care răspund și se află în eșantionul epuizat nu mai sunt interogate. Gradul de influențare a răspunsurilor de către operator este extrem de mic. Prezența operatorului alături de respondent nu este una fizică. Dacă ești față în față cu cel pe care interoghezi, evident, poți să-i transmiți din emoția ta, din starea ta, din părerea și opinia pe care o ai despre unul sau altul din candidați. Toate interviurile sunt înregistrate și sunt reanalizate prin sondaj de către conducătorul sondajului. Dacă datele culese de un anumit operator sunt mult diferite de celelalte, se intră într-o analiză imediată, se fac evaluări, corecții sau se poate schimba operatorul. Fidelitatea datelor culese este maximă, iar relevanța este statistic cea mai mare.